Oh, un liliac. Am deranjat lilieci. Am făcut gălăgie și lumină aici. Așa că îmi văd de drum. Salutare și bună dimineața! Viața. După cum v-am spus în vlogul de ieri, când ne-am întors de la Timișoara, astăzi vrem să profităm de această zi frumoasă de toamnă, să mergem să vedem culorile toamnei, care tocmai încep să apară, să se coloreze pădurea. Mergem să ne bucurăm de soare, de ultimele zile de soare. Vom culege ciuperci, dacă găsim. Vom și găti ceva în aer liber, dacă găsim ciuperci, că ciuperci vrem să gătim. Deci va fi o zi de toamnă în aer liber, aici pe dealurile din Ținutul Pădurenilor. Ținut care începe de aici, în partea asta e Banatul, în partea asta începe Ținutul Pădurenilor cu pădurile nesfârșite. O să coborâm acum dealurile astea înspre localitatea Tomești. De acolo vom apuca pe niște drumuri forestiere și vom ajunge în satul Bătrâna. Locuri extraordinare încă de la începutul traseului de astăzi. Începe să se coloreze totul în culorile toamnei. Doar pe asemenea drumulețe vom merge azi, cred că toată ziua. Bineînțeles că scopul principal a excursiei de astăzi e să respirăm aer curat din natură, dar în același timp vrem să și găsim ciuperci. Principalele ciuperci pe care vrem să le găsim astăzi sunt pleurotusul, pleurotus de fag. Mergem la locul nostru de ciuperci unde am găsit în fiecare an. Putem găsi și alte tipuri de ciuperci. Hrib deja a fost săptămâna trecută, nu mai sunt, din păcate. Dar cu siguranță trebuie să apară ciuperci de toamnă. Putem găsi ghebe, putem găsi Macrolepiota prosera, adică piciorul căprioarei, niște ciuperci extraordinar de gustoase. Și orice ciuperci găsim, vreau să le gătim undeva în mijlocul naturii. Aici, în satul Pietroasa, am văzut un indicator de fiecare dată când am trecut pe aici, spre Peștera Albastră. Acum a venit momentul să mergem să căutăm. Uite aici indicatorul, la 2 km în direcția asta. Hai să căutăm Peștera Albastră. Da, cam ăsta e drumul spre Peștera Albastră. O să mergem un pic cu mașina cât mai putem, după aia o să o luăm pe jos. Avem ocazia să găsim și ciuperci dacă mergem pe jos. O să lăsăm mașina undeva unde găsim un loc ușor. Am mai fi putut merge pe drumul ăsta în față, dar vrem să mergem și pe jos. Așa că lăsăm cârtița aici. Aici lângă niște ciuperci. Nu știu ce ciupercă o fi. Seamănă chiar cu Phalloides, cu cea mai otrăvitoare ciupercă din România. Chiar poate fi Amanita Phalloides. Doar că din ce știu eu, trebuia să fie mai verzuie la culoare, asta e maronie. Dar la fel, e ieșită dintr-un ou. Da, tot ce va Amanita e, din punctul meu de vedere, otrăvitoare. Vreme extraordinară de o plimbare în aer liber. Văd că peștera asta albastră e foarte bine semnalizată. Am văzut peste tot indicatoare.
Mergem prin locuri absolut superbe, printre ciuperci, aceea specie. Totuși nu cred că e faloides. O să studiez să văd exact ce ciupercă e. Numai că n-am net aici. Poate fi Amanita vaginata. Da, o să studiez mai bine când găsesc internet. Mergem de-a lungul unui râuleț foarte fotogenic. Prin roa dimineții, ce poate fi mai fain? Aici am găsit un loc foarte fain amenajat. Loc de popas cu niște bușteni. Porcu! Da? Hai repede! Extraordinar! Deci nu i-am văzut de departe. Sunt plin de pleurotus buștenii. Ce tare! Doar că ăsta nu-i pleurotus. Da, da. Ăștia sunt altceva. Da. Vezi? Da. Da, îți dai seama cât de... Dar nu seamănă. Ba, seamănă, cum să nu semene porcul? Cât de asemănătoare sunt ciupercile și cum poți să te trezești otrăvit cu niște ciuperci, deși astea nu sunt sigur că sunt otrăvitoare. Dar nu-s nici pleurotus ostreatus, ciuperci comestibile. Uite ce zăbăloase sunt. Blea! Blacks! Trebuie să ne spălăm pe mâini acum de ciuperci. Este și un izvor amenajat fain aici, de unde beau vacile apă și nu numai. Cred că și eu o să beau de aici apă. Uite ce apă limpede curge. Și cu frunzele astea căzute e un peisaj foarte, foarte fain. Încă un indicator. Aici văd o movilă de pietriș. Probabil autoritățile s-au gândit să amenajeze drumul ăsta foarte bine până la peșteră. Eu sunt curios acum cum arată peștera. Pentru că nu știam de ea, n-am auzit de ea decât când am mai trecut noi pe aici, am văzut indicatoare și cam atât. Acum sunt foarte curios să și ajungem până la peșteră. Ne afundăm mai mult aici pe cărări. Problema e că am văzut niște urme mari de mistreț pe aici. Sper să nu dăm peste ei. Dar na, suntem în plină sălbăticie, putem da peste orice sălbăticiune pe aici. Îmi făceam probleme că poate trecem de peșteră fără să o vedem, de-aia am fost foarte atent dreapta, stânga. Și am și trecut într-adevăr, dar după ce am trecut am văzut acolo sus un indicator și aici o cărare. Hai să vedem unde e peștera albastră și să vedem de ce îi zice albastră. Intrarea e chiar aici. Arată sumbru astea aici. E o grotă, de fapt. Ba, se intră destul de ușor. O peșteră neamenajată. Hai să pornim blițul și să vedem cât de mult putem intra. Destul de strâmtă intrarea. Vii, porcu? Nu. Știu că tu ai probleme cu spații de genul ăsta. Aici se strâmtează și mai mult. Da, chiar foarte strâmt aici. Și alunecos.
Da, eu încerc să mai fac câțiva pași. Wow! Hai că de aici devine mai ușor. Deja văd formațiuni specifice peșterilor. Nu vii, porcu? Nu vine. Foarte tare. Super interesant. Ceva sclipește aici pe pereți, nu știu ce-o fi. Aici alunecosă-i. Wow! Ajung într-o sală mai mare. Foarte alunecos pe aici pe jos. Aici traseul văd că coboară, dar e foarte abrupt. Dar o tentă albăstrie, într-adevăr, pe pereți, probabil de aia și spune peștera albastră. Aici mai văd o grotă în față. Nu, e până aici. Doar până aici. Stalactite. Uite și un liliac. La somn. Nu-l deranjez prea tare cu lumina. Foarte tare. Da, de aici în jos e periculos. Așa că nu o să continui. E foarte alunecos. Hai să încerc totuși să mai fac un pas aici. Până aici. Încă câteva stalactite și stalagmite. De fapt, astea sunt coloane care s-au unit între ele. Foarte tare. Văd și apă mult adunată aici. Wow, continuă încolo mult. Dar știți bine că eu nu mă aventurez unde nu mă simt în deplină siguranță și fără echipament. Așa că mă mulțumesc cu atât. Wow, un liliac. Am deranjat liliecii. Am făcut gălăgie și lumină aici. Așa că îmi văd de drum. Sper să nu-mi intre în cap unul din ăsta. Uite unul aici care încă doarme. Cu capul în jos și învelit în aripi. Da. Hai să vedem cum ieșim în siguranță de aici. Hăț! Aici e un pic de pantă. Da, e destul de ciudat să intri într-o peșteră de genul ăsta. Necunoscută. Singur și fără echipament. Pe aici e o altă gaură, unde probabil se poate intra cu echipament special. Acum sunt convins că a fost explorată și peștera asta de speologi, din moment ce e inclusă într-un traseu turistic cu indicatoare, cu tot ce trebuie. Da, mă simt mult mai bine când văd ieșirea. N-am claustrofobie, dar nici prea bine nu mă simt în spații din astea închise. Cum se face, cum nu se face, niciodată n-am echipament la mine când ajung în locuri de genul ăsta.
Aici cred că m-aș fi dus un pic mai mult dacă aș fi avut o pelerină și o lanternă mai bună. Mergem mai departe. Înapoi pe drumul de întoarcere am mai găsit un izvor de unde putem bea apă. Înapoi în Poienița minunată. Foarte fain arată poienițele astea prin care am trecut. Aici sub fagul ăsta am găsit o grămadă de jir. O să mănânc și eu, ca porcii. Un gust foarte interesant are jirul. Ceva între nuci și alune. E bun, e foarte bun. Acum mâncând la jir mi-a venit o idee. Sunt curios, oare n-o fi bună plăcintă cu jir? N-ar trebui să fie rea, din moment ce are gust de alune și nuci. Ajungem imediat la Cârtiță. Vom pleca mai departe înspre satul Poieni. După aia Poieni Strâmbu și de acolo vom urca spre satul Bătrână. Din ce mergem pe vale mai sus, din ce se colorează și mai tare pădurea. Încă câțiva kilometri până la Poieni. Trecem din nou pe lângă acest loc misterios. Și anume o criptă săpată în deal, imediat după satul Poieni. Un loc cu o poveste foarte interesantă, poveste pe care o puteți vedea într-unul din vlogurile noastre când chiar am intrat acolo în criptă. O să vă las link în descriere pentru cei care nu ați văzut vlogul. Un loc misterios de aici, din Ținutul Pădurenilor. De fapt, e cam la limită între Ținutul Pădurenilor și Banat. Am intrat pe drumul prin pădure. De aici mergem doar prin păduri nesfârșite până în satul Bătrâna. Se pot face drumeții pe aici. Am și întâlnit câțiva drumeți. Este o cascadă interesantă aici aproape. Avem și de acolo vlog. Vă las și vlogul de la cascadă în descriere. Urcăm pe drumul forestier înspre localitatea Bătrâna. Încă n-am găsit ciuperci. Încă n-am găsit niciun fel de ciupercă. Deocamdată n-avem ce găti. Încă mai trage speranțe că aici, pe drumul ăsta, pe undeva, știm noi un loc unde găseam pleurotus pe vremea asta. Da, posibil să nu fie. Dacă nu găsim, asta e. Rămânem flămânzi azi. No, hai să vedem. Am luat coșul. Mergem la locul lăudat, la pomul lăudat. Sunt curios dacă și anul ăsta mai găsim sau nu pleurotus. Da, se pare că nu fiecare an se fac ciupercile în aceleași locuri. Pomul lăudat e gol, nu e nicio ciupercă pe el. Da, mai mergem să mai căutăm altul. Cam asta e. Vom rămâne flămânzi azi. Nimeni nu ne-a luat nimic cu noi de prăjit, că a zis că găsim ciuperci. Porcul face foame. Vom merge înapoi spre mașină prin pădure. Poate totuși găsim ceva. Dacă nu pleurotus, altceva. Să gătim. Hai să vedem. Hai să vedem. Deocamdată n-am văzut decât niște rusule din astea. Dar n-am mâncat niciodată.
nici nu voi lua acum. Mai căutăm, mai căutăm aici pe fagi ăștia căzuți. Plin de alte ciuperci, numai de ce trebuie, nu. Ai găsit ceva, porcu? Un grip, dar nu e bun. Wow! E trecut așa-i? Da, dacă l-ai găsit pe ăla, știi că avem șanse să găsim și buni. Doar asta, dacă vrei. Uite, încă un loc cu ciuperci. Nu știu ce sunt astea. Seamănă cu pleurotusul, dar nu-s pleurotus. Foarte băloase. Hai să mai căutăm. Totuși poate facem de o tocană. Ah, ăsta e numai bun. Ia! Hribu! Mai vreo 4-5 de ăștia și rezolvată masa. Ne-am tot gândit de ce nu găsim pleurotus, unde am găsit în fiecare an de vreo 10 ani încoacea, dar probabil e prea devreme. Și pleurotusul, din câte știm noi, apare după un șoc termic și chiar n-a fost scăzută temperatura prea mult în ultimele zile. De fapt n-a scăzut deloc sub, nu știu, 3-4 grade anul ăsta. Poate de aia n-au ieșit încă și prea devreme. În schimb, am găsit niște ciuperci foarte rare. Se cheamă coamaleului. Sunt ciuperci medicinale. Uitați-vă ce fain arată. Nu le vom recolta, fiind o specie foarte rară. Le lăsăm să se mulțească. Plin, plin aici. Am ieșit din pădure, mergem înspre satul Bătrâna. M-am oprit aici pe lunga drumului pentru că am găsit în sfârșit ceva de prăjit. O Lepiota Procera în stadiu tânăr. Dacă aș mai găsi încă câteva din astea, am fi rezolvați. O ciupercă foarte gustoasă. Intrăm în satul Bătrâna. De aici vom coborî în Valea Dobrii și din Valea Dobrii vom urca pe un alt deal înspre Muncelu. Acolo găsim un locșor și până acolo poate mai găsim câteva ciuperci să ne apucăm de gătit. Ne descurcăm cu ce avem. Am plecat mai departe, ne-am întârziat destul de mult pe acolo pe dealuri, așa că facem schimbare de planuri. Nu mai mergem să facem ciupercile, puținele ciuperci pe care le-am găsit aici. Vom merge direct la Vorța și o să le gătim acolo. Ajungem la Vorța, mergem direct acasă. Aici nu s-au schimbat prea tare culorile. Va mai dura probabil o săptămână, două, până când se va rugini pădurea și aici. Lumea scoate cartofii. Mai am și eu de scos vreo 3 rânduri, dar n-am venit acum din cauza că la mine acolo lângă vale încă e ud. Dar săptămâna viitoare, luni, marți sau miercuri, cel târziu, clar o să vin să scot și ultimii cartofi. Venind noi înspre Vorța, ni s-a făcut o poftă la amândoi de plăcintă cu dovleac. Și eu am un dovleac acolo care mi s-a făcut, nu știu de ce anul ăsta mi s-a făcut doar unul. Prima dată mergem să recoltăm dovleacul, să facem diseară plăcintă și după aia mergem la maica mea. Am ajuns la Vorța, am ajuns acasă de fapt. Hai să mai vedem câteva boabe de struguri, acum chiar că scoapte cât trebuie. Vai de cap meu ce dulce.
Acum sunt sfârșit cum ar trebui. Hai să vedem dacă gutuile scoapte sau nu. Gutuiul ăsta e fenomen. Dintre toți pomii care am pus aici la Vorța, gutuiul ăsta e cel mai productiv. Ar trebui să mai pun vreo doi, pentru că se pare că îi priește foarte bine aici la Vorța. Da, cred că le mai las un pic. O să le mai las câteva zile. O să vin săptămâna viitoare să le culeg. Încep să aibă mirosul ăla de gutuie. Extraordinar de fain. Clar, anul ăsta îmi fac de aici și dulceață și compot. Efectiv e încărcat. Cel mai productiv pom de aici din grădina de la Vorța. Ramona cred că s-a dus direct să vadă de dovleac. E copt? Da. Super! Deci mâncăm plăcintă cu dovleac diseară. Super, super! Da! Gata, îl vom recolta. Ce mai ai unul? Plăcintă cu dovleac diseară, clar, mâncăm. Unde mai am? Uite, de un cejar. No, ăla nu mai se face, dar îl lăsăm. Dacă ține toamnă lungă, poate se mai face. Cred că mai am și ceva dovleci de gătit. Ăla ce-i? Tot dovleac din ăla plăcintar? Da, da. E alt soi. Păi am două soiuri aici. Ăsta e purilă a meu l-o executat. Că ăsta recoltam acum să-l mănânc, da? Îl las la iepurilă în continuare. Da, tot mai am și de mâncat. Uite, ăsta o să-l iau. Facem o mâncărică de dovlecei. Dovlecei pane. Da, uite, am doi. Deocamdată ține-i. Ține-i să văd dacă mai găsesc pe aici. Poate mai găsim. O, da, uite aici. Wow! Wow, ce? Wow, ce, porcu? Stai să recoltez dovlecelii. Ce dovleceli facem? Ce-ai văzut, porcu? Vin aici. Unde? Incredibil! Deci ăsta nu l-am văzut până acum. Ăsta e cel mai mare dovleac plăcintar. Super tare! Le recoltăm și pe ăsta. Vinetele anul ăsta, din păcate, nu știu ce s-a întâmplat cu ele, că n-au rodit. Doar au crescut ele foarte mari, dar n-au făcut flori și n-au făcut rod. Probabil a fost prea târziu pentru asta. Ardei nu mai am, din păcate. Au mai rămas doar câte unu. Nu s-au mai făcut. Sau i-o fi mâncat iepurile sau vacile. Roșiile s-au uscat. Asta e. În schimb, mi-am amintit că mai am de recoltat ceva de aici. Și anume sfecla roșie. Sfecla roșie care... Ia uite. Asta chiar s-a făcut fain. O să fac o mâncare de sfeclă roșie, salată de sfeclă roșie. Unele-s mai mari, unele-s mai mici. Da, văd că a mers bine sfecla. No, că tot avem ceva de dus acasă. Un dovleac din care vom face plăcintă, mai avem niște ciupercuțe de pe deal, sfeclă, dovlecei. Numai bine, am mai și recoltat câte ceva. O să venim din nou aici săptămâna viitoare, luni, marți, să scoatem restul de cartofi și să mai recoltăm ce mai este. Haideți să vă arăt o anomalie.
Asta e o roșie care a răsărit după ce am făcut lucrările aici cu excavatorul. Probabil undeva prin iulie, cred, început de iulie, a răsărit din senin, extrem de sănătoasă, nu s-a manat, a făcut și roșii, am un aici, am câteva aici, un fenomen pe care eu nu mi-l pot explica. De asta am zis că trebuie să fac multe experimente aici și o să încerc la anul să pun eu niște semințe de roșie undeva pe la începutul lui iulie, adică foarte târziu, și să văd ce se întâmplă. Pentru că dacă pun răsaduri, când se pun răsadurile undeva pe la început de mai, se pare că se manează și nu merge treaba. Pe când astea răsărite din semințe, așa, de capul lor, sănătoase tun până acum în octombrie, incredibil. Cam asta a fost și vlogul de astăzi. Vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal, mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Până la următorul vlog, care va fi tot de undeva de prin natură, pentru că mâine vrem să mai facem o tură în natură pe undeva, poate mâine apucăm să și gătim ceva, dar vom pleca pregătiți de acasă. Dar până atunci, noi vă spunem la revedere!